la echipa asta așa frumos. Deci dânsul te-a contactat nefiind în libertate, pentru că e foarte importantă mențiunea, nu? Sigur, dânsul cred că a dorit de foarte mult timp să mă duc, iar eu să-i mulțumesc pentru asta. Cred că jocul meu și aportul meu a dus echipei. Facem o figură frumoasă să facem eventul, cred că ne dorim foarte mult, ne vom vota. Și gata să-l lasă pe ceva mai devreme, pentru că în calitate de purtător de banderolă, de capitan, primește trofeul din partea celor care îl vor mâna și e vorba, repet. Staffului și dintre jucători am văzut cu orice am primit. Deo, campioană care se respectă, am văzut la sfârșitul săptămânii trecute PSG făcând ceva asemănător și da, iată pe Ilie Năstase oferind medalii lui Niță și Larisa Iutache acolo și Octavian Bălu cu sticlele de șampanie care probabil vor fi desfăcute imediat după primirea trofeului de campion. Dar spuneam o seară de normalitate, o seară frumoasă, așa cum trebuie să se întâmple pe în fiecare an atunci câștig, când câștigă, dar iată că, într-un fel, și stadionul ajută să faci astfel de manifestări, pentru că chiar pe arena națională. Da, arată altfel, cum a fost și pe familiile mele de la întrebările mobile, este într-adevăr comparația cu PSG, pentru că asta mi-a venit și mie. Nu m-a spus de fel, nu l-a văzut de la sezonul trecut. E un raport la ceea ce se întâmplă în lumea campionatului. Din punctul ăsta de vedere, toate bune. Mă bucur că văd pe Larisa Iordache, că îl văd pe Octavian Bălu, că văd fără escortă, fără paraziți extrasportivi, asta mă cântă cel mai mult. Mă bucur și mai mult că ziua asta este în ziua de noastră lui Dorovici. După părerea mea, frumos așa, sau ar fi fost, da, adică se părea interesant să fie și el acolo, pentru că într-adevăr a însemnat ceva. Tot un jucător care a câștigat Cupa Campionilor, cum zicea patronul, de două ori cu două echipe, în care a fost primul. Și oricum, e un fotbalist care a însemnat pe lor, pentru Steaua și care e un tip urban și așa cum trebuie. De aici acolo, sigur, am văzut și când am stat de vorbă cu Narcis Lăducan, în momentul în care îi trebuie oameni la ora asta în fotbal ceva legat de viitor, expresia lor se schimbă. Deci Narcis era exuberant câtă vreme a fost vorba de Steaua, de ziua asta, de rezultat, de clasament. Când a fost întrebat și la anul, tu ce faci? Imediat discursul a virat. S-ar putea ca în grijă acum la Steaua, foarte puține, să apară totuși, pentru că a transpirat ceva de la Bintele, a zis, poate pleacă Reina, poate la Bintele. Ceea ce ți-ai spus în prezentă. Da, iar ăsta întrebări. Mai încep pentru momentele culminante ale premierii Stelei. Mergem la comentatorii. Este omul cu bună dispoziție, omul mereu pus pe șotii.
satisfacții ca sportiv. A fost amintit și Mitică Neagu, fostul pasor al Stelei, decedat în primăvara acestui an. Au venit la premiere și Alexandru Mourceanu și Vlad Chiricheș, care au început stagiunea în Grecia. Au creat-o pe alte tărâmuri, însă prima dragoste nu se uită și merită și ei tricourile de campioni. Fernando Varela, o revelație după transferul de la FC Vaslui de la începutul sezonului. Jucător care a impresionat în roșia albastru. 96 de ani pentru fotbalistul din insulele Capului Verde. 4 goluri în acest campionat pentru Steaua. Un implant perfect în Ghecea. Iată și pe Alexandru Chirciu, un jucător care a avut evoluții la un nivel foarte ridicat în acest campionat. Să uităm, a venit după accelerarea, a stat un timp pe poarte de gazon. Alexandru Chirciu, 22 de meciuri din acest campionat, a scris 6 goluri. Da, un jucător al unui tricou magic în Ghecea, cel mai respectat la Steaua, după 7 ani, și pe Lucian Filip, și el a fost confruntat cu accidentare foarte urâtă, a revenit în capitanul stagiunii și merită și la acest tricou de campion. Să remarcăm o dată că cei mai setați dintre steliști au desfăcut deja șampaniile. Decanul echipei Cristi Tănase, cine știe, poate va urma și pentru el un transfer în străinătate. Cristi Tănase, 27 de ani, doar 2 goluri în acest sezon. Dar nu mai e Nicolici la Steaua, el oricum avea numărul 29, dar cred că s-a fi început pe premierea. Oricum, și Nicolici a fost în lotul roșalbaștrilor în acest sezon și el va primi un tricou de campion. La fel ca și am jucători care nu mai sunt în lotul Stelei, precum Adrian Tristea, Mihai Costea sau Leandro Tatu. Am văzut și pe Andrei Preferiță, un jucător care a golat la PGR, deci la fel ca și Cristi Tănase. Preferiță a marcat 3 goluri, un jucător constant, mereu și a ajutat echipa atunci când antrenorul Reghe Cap a apelat la serviciile sale. Lucian Secortean, un fotbalist care i-a cucerit pe suporterii Stelei încă de la primele apariții. Este primul titlu în România pentru veteranul în vârstă de 34 de ani. Are un trofeu de campion și în Grecia cu Panathinaikos a marcat 2 goluri. Da, a fost și Nicușor Stanciu, fostul coleg cu Andrei Sănătea de la FC Vaslui, echipă care se pregătește de dispariția din prima ligă. L-am văzut și pe Ionuț Neagu, el a fost campion cu Ostelul în Liga 3. Mihai Răduț, acum îl vom vedea și pe Răzvan Grădinaru, component al echipei de tineret al Stelei, care a avut o prestație specială în grupele UEFA Youth League. La 11 ani pentru Răzvan Grădinaru, l-a putut urmări în această seară împotriva Oțelului. A fost un cadru scurt și cu Bogatinov, cel care nu a apucat să joace. Târnovan acum, un alt puș. Târnovan, și el, 18 ani, a marcat cu Oțelul în cupă, meci care s-a disputat în Ghecea. Ca să prezentați jucătorii pe postul și în ordine numerelor pe tricou, vine rândul lui Mihai Răduș și e cu puține minute prinse la Steaua. Acum Adi Popa, al treilea cel mai bun marcator în Liga 3 pentru roșialbaștri, cu 7 reușite, la depășit Claudiu Teșeru în această seară, grație dublei cu Oțelul. Motoneta Stelei, Adi Popa, 25 de ani, a jucat mult în acest campionat, 28 de partide. Iată și pe Iasmila Domnevici, ce a primit medalia mai devreme. Omul execuțiilor extraordinare, marchează goluri foarte frumoase. Iasmila Domnevici, un tip foarte sincer, extrem de sapros la interviuri. Patenis Capetanos o va părăsi pe Steaua, a scris de 3 ori în acest sezon. Are 30 de ani, fotbalistul elen, cel s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme medicale, nu și-a revenit.
Ghetelul roșii albaștrilor, Federico Piovacari, a marcat de 10 ori în actuala stagiune, este împrumutat de la Sampdoria și Steaua face efortul pentru a păstra în continuare un tip foarte serios, un profesionist italianul, are 29 de ani, în această seară a oferit un assist pentru Claudio Chieșel. Da, il piperaio, flautul fermecat, poate să cânte la campion din această seară. Claudio Chieșel se încomorează și el pentru prima oară campion în cariera, a venit la începutul anului de la Bastia și deja a reușit 8 goluri, este a doilea marcator al Stelei în Liga 3, se așteaptă foarte multe de la și stagiunea viitoare în UEFA Champions League. Gabia cu un puș teribil al Stelei, cu un talent imens care așteaptă confirmarea în anii care vin. A arătat însă și toate calitățile de care este disponibil în această seară. Robert Bălceanu, un alt puș minune al Stelei, un talent care încă așteaptă să fie șlefuit, o fetiță care încă nu a primit întreaga strălucire, însă Steaua poate să-i ofere acest obiectiv maxim. Să nu uităm, a debutat un gol în Liga 3 cu meciul Transmeta Media și are viitorul în față Bălceanu. Este aplaudat și patronul Stelei, Gigi Becali, la fel și managerul și Mene Stoica, absenți de la această sărbătoare. Au fost momente care au scutuit din temenii clubul roșialbastru, însă o grupare de campioni merge până la capăt. Fica lui Mene Stoica primește tricoul de campion de ceva tatălui său. Spatele său era capitanul formației, Mihai Pintilin. După atâți ani de frământări, după numai puțin de 7 ani fără titlu, Reghe Campare a pus-o pe Steaua pe primul loc în fotbalul românesc și la niște performanțe la care mulți nici nu trebuia să viseze. El i-a făcut pe seriști să creadă că imposibilul este posibil, el este principalul artizan al acestor triumfuri majore ale clubului din Grecia în ultimii ani. A jucat 3 ani la Steaua, 1997-1998 și 1999-2000. A cucerit două titluri, 97 și 98, o Cupa României, 1997 și o Supercupă anul următor. El este Laurențiu Regecamp, există oferte și pentru el, evident. S-a spus că ar putea pleca în golf, unde ar urma să câștige o sumă foarte mare, dar a declarat că deocamdată nu se gândește la o plecare de la Steaua. Urmează un meci important pentru el și pentru formația sa în finala de cupă cu Astra. Mihai Pintilin ne apropiem de punctul culminant, ridicarea trofeului deasupra capului de către Mihai Pintilin. Spuneam, a preluat banderola de la Alex Borceanu și întreg stadionul strigă acum campionii, campionii. Octavian Belu, Piovacari este singurul care are două tricouri cu numărul 25 pe spate, tricoul de joc și tricoul de campion. Niște ultimele indicații din partea lui Valeriu Argăseală, Mihai Pintilin, adevărat exemplu de profesionalism acest jucător, tot timpul maximum la antrenamente și la meciuri. Și luminile de Arena Națională, a prins din nou.
primească trofeul, se află în mâinile lui Damian Belu. Am văzut multe trofee, multe medalii la viața lui Damian Belu, cu siguranță le-a pierdut și numărul. La ce mai titrat antrenor din istoria sportului mondial, Octavian Belu, oferă trofeul de campion echipei cele mai titrate din România. Steaua București, cea mai bună echipă a sezonului 2013-2014, Liga 3. Steaua își confirmă supremația și în același timp valoarea. Ei sunt cei mai buni. Steaua, așadar, echipa care a stăpânire pe clubarea de campioană în Liga 3. A reușit și în acest sezon Steaua să-și anihileze concurența, dar Steaua trebuie să facă pasuri mai departe, trebuie să performeze cu adevărat și în competițiile europene, evident. Dorim în UEFA Champions League un parcurs cât mai bun pentru campioana României. Așteptăm să vedem ce transferuri se vor face în această vară în Ghencea, cine va pleca, cine va veni. În acest moment, jucătorii Stelei se îndreaptă spre galerie. Este prezentat trofeul. Iată pe Ciprian Tătărușanu. Da, va începe un tur de onoare rezervat campionilor. Este momentul de reverență în fața celei mai bune echipe din România. Sigur, din nimic este imposibil și destinul Stelei este unul de învingător, așa cum a arătat în atâtea momente. O singură înfrângere pentru Steaua în 34 de meciuri în poartă de la FC Vaslui. În rest, Steaua a dominat la toate capitolele, cele mai multe goluri marcate, 71, cele mai puține goluri încasate. Așadar, Steaua continuă povestea de succes pe care a scris-o de atâtea ori în România și în Europa și totodată